Păi este foarte important, pentru că dacă lumea a ieșit după plecarea lui Ceaușescu de PCC, înseamnă că la noi în oraș a fost nicio revoluție. Dar ce a fost? Păi eu nu știu ce a fost, dar revoluție e clar că n-a da, fost mea, să vă spun eu cum stă treaba. Revoluția a început la Timișoara, da? S-a extins în toată țara și a ajuns evident și în fundul țării aici la noi în oraș. Da, și ce cu asta? Cum adică ce cu asta? Uite, Matale, știi cum se aprind felinarele pe stradă seara? Știi cum se aprind seara și se sting dimineața? Dar ce are asta cu felinarele? E, are, pentru că, uite, așa a început și Revoluția. A început la Timișoara, pe urmă la București și tot așa până a ajuns la noi în oraș. Dar ce are Revoluția cu felinarele? Are, domnule, cum să ne că tot așa se aprind și felinarele, întâi în centru, pe urmă în tot orașul, până la cea mai amărâtă stradă. Ne pișcoci, iartă-mă, dar vorbești niște prostii. De, de ce vorbesc prostii? Ce are a... e curentul electric cu revoluția? Are, domnule, are, ascultă-mă pe mine, are, pentru că oamenii aici la noi în oraș sunt fricoși. Asta, da. când au văzut că a plecat Ceaușescu la București, hop, au sărit și în stradă. Da, Matale așa ai făcut? Da. Da. Eu când am văzut că a început la București, am, am, ieșit și eu. Păi uite că domnul Mănescu susține că a fost înainte. Păi el o fi fost înainte, eu am fost după. Bine, și atunci ce revoluție asta dacă lumea e și după? Domnule, am făcut și noi revoluție cum am putut. Am făcut și noi revoluție în felul nostru.